Bine v-am regăsit la minutul de istorie. Eu sunt Cătălin Robagaza dumneavoastră și ca în fiecare săptămână vă prezint cele mai interesante povești, locuri și legende din orașul nostru. Haideți să vedem ce ne-a pregătit istoria pentru astăzi. Astăzi, în cadrul minutului de istorie, vom depăși puțin granițele orașului, dar vom rămâne în zona Banatului. Vă voi povesti câte ceva despre unul dintre cei mai recunoscuți români la nivel mondial. V-ați întrebat vreodată ce ne-am face fără mijloacele de transport aerian? Ei bine, viața ne-a fost cu mult ușurată atunci când Traian Vuia a realizat primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul. Vă invit așadar ca în minutul de istorie de astăzi să urmăriți povestea, povestea impresionantă a celui care a fost Traian Vuia. Haideți să vedem cum ne-a viața acest aparat de zbor. Născut în anul 1872, Traian Vuia a fost unul dintre cei mai mari inventatori români și pionieri ai aviației mondiale. În ziua de 1 iulie 1902, el sosea la Paris aducând în bagajele sale proiectul unui aeroplan automobil conceput în perioada studenției și macheta acestuia. Pe data de 18 martie 1906, el a realizat primul zbor cu un aparat autopropulsat mai greu decât aerul, fără catapulte sau alte mijloace exterioare. După o accelerație pe o distanță de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de aproximativ 1 metru și a planat circa 12 metri, după care paletele Elicei s-au oprit iar aparatul a aterizat. Ziarele vremii au scris despre performanța românului. Era ceva nou, ceea ce nimeni nu mai făcuse până atunci. Așadar, voia este recunoscut la nivel mondial ca primul om care a reușit să zboare cu un aparat autopropulsat folosind numai mijloace proprii. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și la această ediție a minutului de istorie, iar până data viitoare nu uitați să priviți puțin în jurul dumneavoastră, deoarece istoria ne înconjoară la tot pasul, pe curând.